Asculți Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua, dragi ascultători ai postului de Radio Terra Nova. Sunt Ioan Prisecaru și vă prezint cu bucurie un crâmpei din activitatea noastră desfășurată în cadrul Academiei Terra Nova. Academia Terra Nova a înființat postul de Radio Terra Nova. Radio Terra Nova își propune să aducă în casele dumneavoastră o resursă de cunoaștere prin intermediul căreia să vă accesați cu cât mai multă ușurință calea adevărului. Acum câteva zile am participat la summitul de dans energetic. Cu această ocazie am prezentat o conferință cu tema Recunoștința. Recunoștința este una dintre cele mai frumoase și benefice atitudini de viață. În cele ce urmează, vă prezint intervenția mea referitoare la recunoștință. Summitul de dans energetic se desfășoară în fiecare seară, începând cu ora 20:30 și durează aproximativ o oră. Vă invit cu bucurie să participați alături de noi la summitul de dans energetic. Ne cerem iertare pentru că nu avem o calitate deosebită la această înregistrare, întrucât a fost preluată din mediul online. Vă urez să aveți audiție plăcută! Surpriza din această seară este faptul că l-am invitat pe Ioan să vină alături de noi. Bună seara și bine ai venit! Bună seara tuturor și vă îmbrățișez cu drag pe toți și pe fiecare în parte! Mă bucur că vă văd! Sunteți 100, uite, acum 99 sunteți! Adică trecem la un nou nivel de conștiință. 99 plus 1. Adică trecem la un nivel de conștiință mai înalt, la nivelul 100. Dar vă mulțumesc pentru că sunteți atât de dăruiți acestei creații. Acesta este începutul, vă spun de pe acum, că acesta este începutul manifestării noastre în creație. Și felicit pe Mihaela și pe toți acei care veniți seară de seară și dansați aici. De când dansați voi, dansul este mai fericit. Eu sunt mai fericit. Când dansez odată cu voi, chiar dacă eu nu apar aici, dar eu dansez odată cu voi. Și când dansez odată cu voi, dintr-o dată simt mai multă putere. Dintr-o dată îmi vine mai ușor. În seara asta nu vreau să vă țin mult, dar vă spun de pe acum că voi veni mai des la dumneavoastră. De ce? Că în scurt timp eu voi cam finaliza descris tot ce am descris și apoi o să vin mai des. De asemenea, o să vin mai des și în alte grupuri, nu numai la dumneavoastră. În ce sens grupuri? O să avem grupuri în limba italiană, o să avem grupuri în limba franceză, o să avem grupuri în limba engleză. Deci o să avem multe grupuri și atunci dansul va fi multilingvistic. Vom vorbi în limbele dansului și în mai multe limbi ale pământului. În această seară aș vrea să vorbesc despre recunoștință. Foarte puțin, deja dumneavoastră ați mai vorbit despre recunoștință. Recunoștință. Cuvântul recunoștință vine de la recunoaștere. Așadar, noi recunoaștem. Recunoaștem puterea cuiva. Recunoaștem menirea cuiva. Acel om care recunoaște menirea cuiva, îi lasă spațiu. Când lași spațiu cuiva, dintr-o dată ți se deschide o cale. De ce? Pentru că acel om care primește spațiu, își asumă acel spațiu. Și asumându-și acel spațiu, își asumă responsabilitatea asupra traseului dumneavoastră. De exemplu, manifestăm recunoștință față de univers, față de Dumnezeu. Când manifestăm recunoștință față de Dumnezeu, Dumnezeu are grijă de calea noastră. În aceste zile eu am avut multe încercări, ca și toți de asemenea, pentru că dacă mi-am asumat multe programe, am avut și încercări. Și când am văzut că lucrurile nu merg mai departe, ce am zis? Doamne, îți încredințez ție această menire.
În momentul în care am încredințat lui Dumnezeu menirea mea, dintr-o dată mi s-a făcut pârtie. Dintr-o dată au dispărut blocajele. Deci, prima acțiune a drumului nostru în viață este să încredințăm lui Dumnezeu menirea noastră. Să o încredințăm universul. Eu nu sunt dogmatic. Eu vorbesc în toate limbile cunoașterii. Sunt adeptul fizicii cuantice și promovez cunoașterea la nivelul cuantic. Adică dincolo de limite, dincolo de materie. Cuantic, dincolo de materie. Dacă privim cunoașterea la nivel cuantic, trecem prin toate barierele și ajungem la scop. Deci, recunoștința să fie, pentru prima dată, să fie închinată celui mai înalt, cel mai înalt fiind Universul și Dumnezeu. Apoi să coborâm pe pământ. Recunoștința o încredințăm celor care trăim viața, care ne suportă, care ne ajută, cu care ne-am unit. Deci, în al doilea rând, după divinitate, acordăm recunoștința partenerului de viață. Partenerul de viață este venit în viața noastră cu scopul de a ne ajuta să îndeplinim misiunea. Așadar, poate să vină pe karmă sau pe dharmă, partenerul de viață. Îl privim așa cum vine și îl acceptăm și îl iubim cât putem. Al treilea nivel de recunoștință este îndreptat către înaintașii noștri. Suntem recunoscători părinților noștri, bunicilor noștri, străbunicilor noștri, tuturor acelora care au fost și au plecat. Suntem recunoscători pentru că dacă ei nu erau, noi nu eram. Al patrulea nivel de recunoștință este către cei care dăinuie după noi, copiilor noștri, nepoților noștri. Ei sunt vlăstarele sufletelor noastre. Este important să acordăm recunoștință vlăstarilor sufletelor noastre. Apoi extindem sfera recunoștinței către prieteni, către colegi, către însoțitorii de drum și, bineînțeles, și maestrilor din drumul nostru. Acordăm recunoștință maestrilor noștri, căutând să practicăm cât mai multe din învățăturile pe care le-am primit. Atunci când practicăm din învățăturile primite, practic, acordăm recunoștință, iubire, înțelegere, înțelepciune. Pentru că este și săptămâna în care vorbim despre sănătate, așa mi-a spus Mihaela, vorbim despre recunoștință și sănătate. Recunoștința este înstrânsă comuniune cu sănătatea. Dacă suntem recunoscători, o mare parte din bagajul nostru de sănătate este asigurat. De ce? Atunci când suntem recunoscători, nu ne mai luptăm cu nimeni. Lăsăm loc să treacă toți acei care au de trecut. Noi privim cu recunoștință la călătorii din viața noastră. Îi iubim necondiționat. Noi avem grijă de noi. Aceasta este prima prioritate a noastră. Dacă ne înclinăm, Universul ne susține. Gândiți-vă că vă întâlniți în fiecare seară aici.
în fiecare seară dansați. Ce poate fi mai frumos decât să dansăm? Nu există nimic mai frumos decât dansul. Și dansăm, și dansăm, și creștem. Văd în dumneavoastră niște lumini. Sunteți luminile care luminați întunericul. Sunteți veniți ca să dăruiți lumina, pentru că este necesar ca pe pământ să fie niște surse de lumină care să promoveze cunoașterea la un nivel peren. Fără conflicte, fără ego, fără bucurie, și cu iubire infinită și necondiționată. Am propus să nu vorbesc mult în seara asta, pentru că deja sunteți după o oră de dans, deci aveți multă treabă la activ. Dacă aveți întrebări la ceea ce am spus până acum. Până se gândesc participanții noștri la întrebări, eu țin să-ți mulțumesc că o infinită recunoștință pentru acest discurs foarte frumos, care pe mine personal m-a emoționat și cumva m-a adus în și mai mult în starea de recunoștință pe care oricum o simțeam. Dar simt să împărtășesc cu voi că eu sunt foarte fericită și entuziasmată și mulțumită că seară de seară sunteți alături de noi, că dansăm împreună, că suntem din ce în ce mai mulți și că acest summit continuă și cu sprijinul lui Ioan, care a avut și el partea lui de susținere și de îndemn și îți mulțumesc pentru asta și îți mulțumesc și pentru tot ce ne-ai dăruit, faptul că noi dansăm și se datorează ție, da? Și pentru că ești creatorul dansului energetic și generozitatea ta a dus cumva mai multă bucurie și în sufletele noastre și sunt sigură că de acum încolo din ce în ce mai mulți vor simți să dăruiască, așa cum ai făcut-o tu la un moment dat și încă o faci și îți mulțumim. Mulțumesc și foarte mult! Te apreciem și îți dorim să ne fii cât mai mult aproape și alături. Marele merit este al dumneavoastră. Dumneavoastră, cei care aveți grijă de voi. Dacă aveți grijă de voi, atunci toate vin. Și vin pe măsură ce vă doriți mai mult. Cu cât ne dăruim mai mult, cu atât primim mai mult. Și vă mulțumesc pentru că sunteți împreună. Dacă aveți, văd că este cineva care vrea să pună o întrebare. Da, spune. Da. Bună seara, Florin, sunt domnul Ion. Salut, Florin, te felicit și te salut. Bună seara. Vroiam să ne povestiți puțin despre ce ne pregătiți. În primul rând, cărții, dacă mai aveți dansuri, proiecte ale dumneavoastră și chiar discutam cu Mihaela și cu câțiva colegi. Mă gândeam totuși să avem o zi a dansului energetic odată într-un an unde să facem o tabără mulți, că suntem destui de mulți acum, adică ne-am înmulțit și ar trebui să ieșim așa, cum să zic, din sud asta, să mergem către un eveniment mai mare, o dată într-un an, cu zi cu semnificație și să facem o zi a dansului energetic. Cere și ți se va da. Deci, vom încerca să răspundem la această cerință. Asta e primul răspuns la întrebarea ta. Ai pus multe întrebări, dar intrăm așa, rând pe rând, în răspunsuri. Deci ce fac acum? Acum am reluat Cartea Puterea Cunoașterii și am adus anumite completări. Cartea Puterea Cunoașterii a fost scrisă acum 5 ani de zile. Între timp, eu am mai căutat, am mai găsit răspunsuri, și am căutat să o completez. Deci acum Cartea Puterea Cunoașterii va fi completată, reluată și susținută la un nivel mult mai înalt din punct de vedere al vibrației. Va fi doar cartonată, deci va fi o ediție de colecție. Cartea Puterea Cunoașterii va fi cartonată. Cam toate cărțile pe care urmează să le scriu vor fi cartonate în timp. De ce cartonate? O carte bună se merită să o ai
bine păstrată. Și cărțile cartonate se păstrează bine pe termen lung. Cu atât mai mult cu cât în cartea Puterea Cunoașterii, de exemplu, vom găsi răspunsuri la foarte multe întrebări, în multe ipostaze ale vieții. Și atunci consider că e bine să avem cartea Puterea Cunoașterii cartonată. Va fi și dansul energetic cartonat, va fi și alimentația integrativă, va fi și condimentarea creativă. Apropo de condimentare creativă, vom lansa și condimentarea creativă. Aceste două cărți vor fi lansate în această primăvară, vară de acum. Vom reveni la cursul de alimentație integrativă puțin, deci foarte puțin. Revenim, predăm repede metode integrative de creștere a potențialului uman prin alimentație. Încă nu știu exact cum se va numi, dar vom relua alimentația integrativă la nivelul de înaltă performanță. Și pregătesc cursul de coaching integrativ pe 7 centri energetici. Deci tot am amânat cursul de coaching integrativ și nu știam unde voi ajunge, ce voi face. Până la urmă, vom avea 7 tipuri de coach. Coach pentru planul material, deci coach pentru bani, coach pentru relații, coach pentru job, coach pentru sănătate, coach pentru comunicare, coach pentru viziune și coach pentru relația cu universul. Deci vom avea 7 tipuri de specializări în coaching. Câte o specializare pentru fiecare centru energetic. Dumneavoastră puteți aveți acces la toate cele 7 domenii de activitate. Unii vă veți specializa. Sunt unii, de exemplu, unii psihologi. Se vor duce spre coaching relațional. Sau poate chiar coaching pentru business. Vedem, nu știm. Deci fiecare va alege. Am zis să mergem mai aproape de coaching. De ce? Pentru că a venit vremea să împărtășim cunoașterea și să fim pragmatici și să aducem cunoașterea la cât mai multă lume. Și chiar unii dintre dumneavoastră chiar să câștigați bani din manifestarea cunoașterii. Coachingul aduce bani frumoși pentru cei care știu să se promoveze. De asta, încet, încet ne ducem spre coaching. După ce ajungem la coaching și ne specializăm în coaching, vom netezi drumul. Tot timpul vom căuta să fim din ce în ce mai buni și mai creativi. Da, mulțumesc, Florin, dacă mai ai întrebări. Vreau eu să mai adaug, dacă tot ai propus tu, Florin, mă gândesc poate la toamnă, așa, pe când este echinocțiul de toamnă, 21 septembrie sau când este, adică să alegem și un zi așa cu semnificație, să găsim o locație și bucurie. Da. Am și o întrebare. Adică dacă suntem... Numai puțin, Alisa, că este Magda care și-a deschis deja. Okay. Încurnești tu. Bine, Magda. Eu sunt Magda, locuiesc în zona Madridului din Spania. Da. Ani de zile, sunt în Spania de 20 de ani. Da. Fac dezvoltare personală de vreo 10 ani. Fac dans energetic din 22 sau 23 februarie. Practic zilnic dansul energetic și deci eu prin toate cursurile care am investit și mulți bani, nu am descoperit esența adevărată, rolul meu pe pământ, puterile care le am în mine, le-am descoperit prin dansul energetic în vreo două luni. Și mulțumesc mult și e bine, deci am avut manifestări, mi-a schimbat viața, mi-a schimbat forma de gândire, am planuri, am... Foarte bine. Vom face la Madrid post de radio, să fiți pregătită. Super! Și e ce mai avem o idee, așa? Ar trebui să facem un rond așa prin toate zonele unde sunt străini. Pentru că eu, de exemplu, aici unde stau eu, eu să lucrez cu... Chiar deja sunt instructor. Să lucrez
cu toate naționalitățile, pentru că toți oamenii suntem la fel și toți au nevoie. Deci, aici unde locuiesc, deja am clienți. Deci, toți au nevoie de... de dezvoltare. Toți au nevoie de să se vindece, toți au nevoie de optimism, toți au nevoie să ajungă să se cunoască cine sunt și ce rol au pe acest pământ. Este și minunat. Îmi dați un energetic foarte repede să ajunge. Mulțumesc! Da, dacă tot te-am prins așa, pregătește-te, eu la firmă la mine, când prind un om care vine cu o idee, îi dau și sarcina să o facă. Perfect! Acum, pentru că tot ai venit așa, din Spania, de lângă Madrid, ce-ar fi să faci în Spania summitul dansului energetic în limba spaniolă? Da, sigur că da. Te gândești cam în octombrie să se vorbească și să se danseze în limba spaniolă. În lume sunt aproape 1 miliard de oameni care vorbesc limba spaniolă. Ce-ar fi să dansăm pentru toți care vorbesc limba spaniolă? Să zicem că putea tu fi inițiator. Uite, Mihaela știe să delege deja autoritatea și deja aici sunt... Da, te ajutăm cu mare drag. Mai am și eu persoane pe care le cunosc din Spania și care... Facem echipă. Da? Faceți, nu tu singur. O echipă de 5-6 persoane care să fie nucleul de inițiativă și apoi cât mai multe persoane care să predea limba spaniolă. Mulțumesc foarte mult și vă felicit că în doar 2 luni ați ajuns la o asemenea performanță. Mulțumesc și eu tuturor. Doamne ajută, sănătate. Doamne, da. Doamne ajută să fiți binecuvântați cu toții. Mulțumesc. Aliza. Eu am o întrebare, având în vedere că sunt coach, cum pot să mă adaptez la noile soluții, pentru că eu cumva am o imagine creată și oamenii vin spre mine în direcția pe care o promovez acum și cum o să pot să integrez lucrurile, să nu mi-e părere. Da. În Cartea Puterea Cunoașterii spuneam așa, Dumnezeu umple spațiile dintre spații. Dumnezeu umple spațiile dintre spații. Dansul face parte din univers, din Dumnezeu. Dansul umple spațiile dintre spații. Coachingul dă direcții bune, precise, exacte. Este excelent. Acum ce facem? Noi venim cu conținutul. Conținutul care îl aduce dansul, dar nu numai dansul. Vom face și meditații integrative, vom face și alte tipuri de antrenament integrativ. Deci toate astea ne dau putere. Ne dau putere să reușim. Vom căuta să mâncăm sănătos. Deci toate astea vor contribui la întărirea noastră. Deja văd persoane care atunci când se apucă de dans, dintr-o dată prind putere. Chiar și tu ai prins putere și te felicit cu această ocazie că ești din ce în ce mai puternică și mai eficientă în coaching. Mulțumesc mult. Asta era ideea mea, pentru că eu, de exemplu, nu promovez neapărat stilul meu de viață pe care l-am descoperit alături de voi cu dans, meditație și așa mai departe. Și asta era în mintea mea, că oamenii, cum pot să mă perceapă oamenii diferit față de ceea ce eu sunt acum în business-ul meu. Și cum fac trecerea. Dar o să, probabil că o să am claritate pe parcurs. Vom veni pe limba lor. Dacă vrei să cucerești pe cineva, este necesar să vorbești pe limba lui. Da. Și vom veni pe limba lor și îi vom conduce pe limba lor în drumul lor și pe măsură ce avansează, le dăruim instrumente de terapie și antrenament în așa fel încât să reușească la maxim. Cum a reușit doamna de la Madrid făcând coaching, în 2 luni și să ajungă la concluzia că dansul energetic răspunde cam la cele mai multe întrebări, așa vor reuși cu toții. Și mulțumesc foarte mult că ai pus această întrebare. Super. Și pe mine m-a ajutat, pentru că știi că de când practic lucrurile astea am depășit orice limită posibilă în business-ul meu și mulțumesc pe calea asta, pentru că mi s-au deschis foarte multe oportunități de când sunt alături de comunitate.
Mulțumesc foarte mult și succes și să ai cât mai mult. Suntem alături de noi. Mulțumim, Alisa. Și eu. Iată că am primit și o întrebare de la Cenan Mariana Mihaela. Se poate să facem și în Germania, aici unde locuiesc? Probabil se referă tot la summit. Mariana, te invit cu mare drag să mă contactez pe WhatsApp. Cred că ești deja în summit și vorbim cu drag și stabilim toate detaliile ca să nu reluăm din... Exact, și vom lua contactul cu toți vorbitorii de germană și dăm drumul când avem 5-6 vorbitori de germană. Da. Prima dată nu o să fie în fiecare zi în limba germană, să spunem așa, o dată pe săptămână, după care de 2 ori pe săptămână, după care de 3 ori pe săptămână și apoi în fiecare zi. Bine, mulțumesc foarte mult și vă felicit că aveți grijă de dumneavoastră și în limba germană. Mai avem o întrebare aici de la Ramona Ana Maria. Pe partener trebuie doar să-l iubim sau putem să-i dăm și provocări? Mulțumesc! Da! Iubirea este... O întrebare este... interesantă, da! Da, da, da! Deci, provocările o să-i le dai, dar cel mai bine este să-l iubești. Iubirea este cea mai puternică formă din univers. Cel mai bine să-l iubești. Și să-i arăți drumul. Dumneavoastră deja sunteți ființe care vedeți drumul. De ce? Dacă toată ziua căutați drumul, oricum aveți șanse mai mari să-l găsiți decât unul care nu-l caută. De asta, deci, dacă aveți un iubit, vă susțin, vă îndemn să-l tratați cu toată iubirea și să căutați, să-i arătați drumul. Prin cărți, prin exemplu personal, prin atitudine, prin formă de manifestare, prin puterea dumneavoastră de a iubi, de a ierta, de a dărui. Și cu siguranță veți convinge. Da. Deci iubirea este răspunsul la toate. Mulțumim, așa este. Cred că toată lumea este de acord, de asta s-a și așternut așa liniște. Cine mai dorește să mai pună întrebări? Puteți să vă deschideți microfoanele. O să verific și eu chat-ul să văd dacă am mai scris ceva aici. Da, uite, Alisa spune, inclusiv iubirea pentru misiune. E adevărat. Misiunea este îndreptarul vieții noastre. Doi oameni se întâlnesc pentru a avea o misiune comună. Dacă n-au o misiune, oamenii n-au de ce să se întâlnească. Și oamenii se despart când misiunea lor se termină. De asta, de multe ori, când vedem că unul a plecat de vreme de pe pământ, zicem, wow, de ce a murit? N-a murit, el a plecat. A plecat într-o altă misiune. Și a îndeplinit misiunea aici pe pământ și a plecat în alta. Deci, sufletul este veșnic. Noi suntem vremelnic pe pământ. Jucăm o piesă de teatru care poate să dureze 100 de ani. 110 ani, 20, 30, deja dumneavoastră veți trăi mai mult, pentru că dacă dansați mult, atunci răspunsurile se vor întinde pe o perioadă mult lungă de timp. Deci, venim pentru 100 și ceva de ani, ne facem rolul și plecăm. Și ne facem misiunea. Ei, dumneavoastră, cei care dansați mult, o să aveți o misiune lungă. Și vă felicit că ați ales să aveți o misiune lungă și importantă pe pământ. Dacă sunt și alte întrebări. Ne scrie și Carmen un mesaj frumos. Eu vă mulțumesc, Ioan, pentru că existați. Vă iubesc pe toți când nu pot participa în lipsiți atât de mult. Mulțumim, te așteptăm cât mai des. Carmen Morar sau cine? Nu, o să citesc imediat că și Carmen Morar a scris imediat. Cred că cele două Carmen s-au vorbit. Da. Și mai spune, Carmen, dansul are limbaj universal, unește inimi, anulează granițe. Foarte frumos, deci cine are numele Carmen este deja poet. Foarte frumos. Eu sunt, bună seara. Deci te bucurăm să te vedem, Carmen. Ai scris foarte frumos. Mulțumesc, nu sunt poet. Dar ai o sensibilitate aparte de poet, dacă scrii atât de... Profesor de limba română cândva.
înainte să plec din țară. Unde sunteți, doamnă Carmen? În Anglia. Foarte bine. Deci un amici în engleză, da? Da. Foarte amici în engleză. Deci, datorită cameriei v-am găsit. Și ori de câte ori îmi permite programul, intru. Din păcate, din cauza fostului orar, ajung greu. Am lipsit, sincer, simt în suflet că am lipsit. Ați m-am bucurat cu o întâlnire, s-a anulat și am fost așa de bucuroasă. Sper și vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Vă mulțumesc tuturor pentru că existați în viața mea. Mulțumesc mult. Numai bine. Mulțumesc. Și a scris și doamna Carmen Morar, te consider un lider adevărat, ai realizat un lucru extraordinar, coalizând un grup minunat în jurul tău. Sunt bucuroasă să-ți fiu alături. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Vă invit să vă deschideți și microfonul, pentru că sunteți seară de seară alături de noi. Bună seara! Am și o întrebare. Bună! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Da, ce beneficii ai tu ca suflet atunci când practici terapia recunoștinței? Da, întrebare foarte importantă. Sau cum poți să te vindești practicând starea de recunoștință? În momentul în care recunoști, părăsești terenul de luptă. În momentul în care recunoști, te asiguri că nu te atacă nimeni. De asta, când doi se luptă și unul recunoaște că este învins, practic se oprește lupta. Ei, în momentul în care eu mă întâlnesc cu cineva și arăt de cunoștință, dintr-o dată îi atribui merite. Când omul primește merite, nu mai are pentru ce să lupte. Când doi se întâlnesc pe pământ, ei luptă. Luptă pentru existență, pentru putere, că așa se întâmplă. Suntem încărcați de tot felul de reziduri din alte lumi, din alte vieți. Ei, în momentul în care recunoști, îți retragi armata de pe terenul partenerului și te vindeci. Sufletul se vindecă. Este unul dintre cele mai frumoase daruri ale omului. Când recunoști, practic, te vindeci și te înalți. Iisus a spus așa, capul plecat, sabia nu taie. În momentul în care recunoști, practic, apleci capul. Aplecând capul, primești darul de a trece mai departe. Mulțumesc pentru această întrebare. Atât mulțumesc de mult! Mulțumesc! Mulțumim și noi! Carmen, te invit și pe tine să deschizi microfonul. Mulțumesc! Bună seara! Bună seara! Da, să fac parte din grupul acesta și să pot să, nu știu, îmi exprim admirația în primul rând pentru Mihaela ca fiind seara de seară ghidul nostru și, cum să spun, sufletul acestui grup. Și bineînțeles mulțumesc domnul Ioan pentru această terapie care mie mi-a adus foarte multe lucruri bune. Și m-a echilibrat cumva, pentru că fiecare dintre noi avem niște încercări prin care trecem și trebuie să ne găsim și forma prin care să le rezolvăm. Și chiar am ajuns să țin la oamenii din grup, să-i cunosc, să le știu, bucuriile, să am ajuns să empatizăm. Suntem un grup care participăm aproape în permanență la aceste ședințe și ne bucurăm când îi vedem pe ceilalți fericiți, ne întristăm dacă spun că au o problemă și este extraordinar. Este o realizare sau nu știu dacă e întâmplare. Cred că e o întâmplare dorită sau cumva... Un program. Da. Noi facem parte dintr-un program de evoluție umană. Marele nostru merit este că l-am gândit, l-am simțit, l-am primit. Acum, dacă l-am primit, îl dăruim mai departe. Îl dăinuim, îl cântăm,
În fiecare seară noi cântăm bucuria de a fi cu Universul și cu Dumnezeu. Dacă îmi dați voie să zic o poezie de-a mea. Da. Lasă lumea. Tu lasă lumea care doarme. Tu ești mister. Întinde brațele spre cer și nu cerși. Nu fi stingher. Nu fi tăcut. Tu spune doar ce vrei să fii și cere tot ce vrei să știi. Căci zeu tu te-ai născut. Da. Mulțumesc! Mulțumim! Avem cu putere mare interioară. Așa cu inima. Mulțumim! Mulțumim! Scria cineva aici, da. Carmen, o poezie. Așa că... Deci, totul este sincron în univers. Pentru cine nu știe, al doilea nume al meu este Carmen. Da. Deci, da. Nu întâmplător. Te întreabă Alina, când încep înscrierile pentru cursul de coaching? Iată, deci asta e entuziasmat și vrea să știe. Foarte bine. Puteți considera că toți care sunteți aici, sunteți înscriși. Pentru că vom căuta să vă cuprindem pe toți. Vom căuta să avem o deschidere largă la toți cei care participă la activitățile noastre. De ce? Pentru că dumneavoastră deja vă pregătiți pentru coaching. Acum vom merge ușor mai adânc în cunoaștere, dar cei care practică dansul energetic aproape că găsesc răspunsuri la întrebările vieții fără să parcurgă un curs de coaching. Coachingul este o conexiune a omului cu resursele de cunoaștere universală. Prin dans deja vă conectați. Ei, adevărat că atunci când facem coaching pentru bani, de exemplu, ne adresăm energiei banilor și atunci căutăm să cultivăm energia banilor. Când facem coaching pentru relație, cultivăm energia relației. Când facem coaching pentru business, pentru misiune, cultivăm energia misiunii. Da. Deci, toți sunteți disponibili pentru a fi înscriși. Nu vă grăbiți, o să vă luăm pe rând. Am înțeles că sunteți vreo 500 acolo. Indiferent cât sunteți, noi avem nevoie de 4.000. Deci, cam de 10 de ori sunt mai multe. Avem nevoie să mai creștem, da. Da, da. De ce? Pentru că de aici se va vorbi și în limba spaniolă, și în limba italiană, și în limba franceză, și germană, și engleză, în toate limbile de circulație internațională. Și ne vom adresa pe limbile celor care doresc să acceadă cunoașterea. Deci, o să ajungem și la aspectul ăsta. Vă felicit că deja sunteți pragmatică. Sper, vreți să vă înscrieți. Foarte bine. Sunteți ca și înscrise. Da. O să facem linkul de înscriere. Da, mai departe. Mai avem o întrebare de la Anca Mihailov. Cât de des recomandați aplicarea terapiei cu ceaiuri de integrative? Da. Ceaiul integrativ este o terapie care te conectează cu Universul. În momentul în care te dai cu ceai, practic, te îmbraci cu energia plantelor. Și dintr-o dată ești conectat cu plantele medicinale. Eu fac de aproximativ 2 ori pe săptămână terapia cu ceaiuri integrative, terapia pielii cu ceaiuri integrative. Este extraordinar de bine dacă ați putea să faceți cam de 2 ori pe săptămână, 3 ori ar fi și mai bine. Nu este bine să faci chiar în fiecare zi. De ce? Pentru că este necesar să lăsăm și pielea să lupte, să se apere. De asta o zi, două ne dăm cu ceai, după care 2-3 zile facem pauză și așa mai departe. Mulțumesc, Anca Mihailov! Și noi mulțumim! Eu vreau să spun un singur cuvânt, dacă se poate. Consider că, în numele meu, consider întâlnirea din această seară un sine, o terapie, un spectacol, o lecție. Eu sunt plină de recunoștință pentru toți cei prezenți, pentru darurile pe care le privim continuu,
pentru darurile domnului Ioan, pentru creativitate și sunt emoționată chiar în acest moment când spun aceste cuvinte. Iar acolo, la început imediat, dar după ce am terminat dansul, am scris, simt cum am umplut de lumină. Acest lucru s-a întâmplat imediat sau în timpul dansului. Iar acum m-am umplut de lumina voastră a tuturor, de lumină spirituală, de creativitate, de toate la un loc. Mulțumesc frumos! Mulțumim mult, Doina! Voiam să vă spun că au trecut 45 de minute de când suntem cu Ioan. A spus că vine pentru 10 minute, dar iată că am depășit chiar și ora obișnuită a summit-ului. Dacă mai dorește cineva să împărtășească ceva, dacă nu, o să facem anunțurile pe care le facem în general la închidere. Da, Daniela, vrei tu să spui ceva? Daniela Morcan. Am văzut că s-a plecat așa, dar... Nu vreau. Vă ascultam. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această seară și pentru răspunsurile primite. Legat și de coaching-ul ăsta integrativ, pentru mine mă interesează. Da. Cred că sunt foarte mulți interesați, pentru că sunt foarte mulți terapeuți, foarte mulți consilieri, foarte mulți din cei care participă la dansurile alături de noi seară de seară și care sunt pe partea aceasta de vindecare. Mulțumim, Daniela. Da, și spun eu, da. Bună seara! Că toți suntem interesați toți de cursurile astea de coaching integrativ și eu sunt foarte interesată când încep. Haideți să începem să ne angajăm pentru septembrie. Deci septembrie să fie începutul cursului de coaching pentru prosperitate, pentru abundență. Până atunci mai facem cursul de alimentație. Deci să zicem că începem în septembrie cursul pentru abundență. Primul curs de coaching. Cursul pentru primul centru energetic. Da, pentru primul centru energetic. Apoi, prin noiembrie va fi, octombrie, noiembrie, dar cred că noiembrie va fi cursul de relații. Deci aceste două cursuri sunt esențiale, pentru că dacă avem resurse materiale și avem și o relație bună, atunci lucrurile se pornesc la drum. Apoi vom face prin ianuarie, probabil, cursul pentru misiune, pentru job. Astea trei cursuri sunt esențiale. Apoi ne vom duce și spre zona de sănătate și spre zona de comunicare, dar vom aborda cam toate temele într-un curs. De ce? Pentru că toate chakrele sunt unite între ele și nu putem exclude nimic. Dar ne vom duce mai adânc pe domeniul prioritar. Adică dacă cineva vrea să-și rezolve problema cu banii, atunci îl antrenăm să-și rezolve problema cu banii. Dacă cineva are de rezolvat o problemă relațională, îl antrenăm să-și rezolve problema relațională. De asemenea, dacă vrea să-și rezolve jobul, îl antrenăm pentru job. Avem deja rezultate foarte bune cu cei cu care lucrez, dar vreau să generez un model care poate fi perpetuat la infinit. Așa cum dansul se poate perpetua la infinit, și nu mai depinde de Ioan. Depinde de om. Dacă omul știe să se conecteze cu universul prin dans, atunci obține totul. Așa va fi și coachingul. Deci coachingul va fi un instrument la purtător. Și fiecare îl practică așa cum îi se potrivește, în așa fel încât să aibă succes maxim. Și să asigure și pe cel care apelează la el de succes. Adică dacă aveți un client și lucrează, acel client are toate șansele să ajungă la scop. Da, mulțumesc pentru întrebare, doamnă, și vă felicit că sunteți atât de nerăbdătoare. Păi da, eu abia aștept. Până în septembrie mi se pare mult. Am înțeles. Da.
O să vedeți că o să fie bine. Iată, despre alimentație, că vorbeam despre alimentație, e atât de frumos când aflu că oamenii mănâncă din ce în ce mai sănătos. Am așteptat foarte mult să predau alimentația. Ei, acum când am predat-o, am o mare bucurie. Dar am predat-o când? Când s-au copt fructele. Adică cum? Eu sădesc cunoașterea, sădesc întrebările, dar răspunsurile nu vin la comandă. Și eu tot aștept, și nu vine răspunsul. Și mai lucrez, și iar mai întreb. De exemplu, am vrut să fac cursul Cum se fac bani. Da, dintr-o pornire, tot așa, mai multe persoane mi-au spus, Ioan, spune-ne cum se fac bani. Și am zis, ia să fac eu un curs care se numească Cum se fac bani. Când am început să scriu, mi-am dat seama că nu vin cu ceea ce are nevoie omul. Adică, dacă mă grăbeam, veneam cu ceva ce se mai practic acum în piața coachingului. Dar ce se practic acum în piața coachingului relativ la bani este ceva care se apelează la nivelul minții, la șabloane. Dar omul nu este un șablon. Omul nu încape niciun șablon. Pentru a ști cum se fac banii, este necesar să ne conectăm la sursă. Mari oameni de pe pământ care s-au îmbogățit, ei nu au umblat cu șabloane. Ei s-au conectat la sursă, au primit resursa și s-au îmbogățit milioane și miliarde de oameni. Deci cei care au ajuns puternici din punct de vedere financiar, nu au școli prea multe. Au inspirație. Așa facem și noi. Venim cu metoda prin care să ne inspirăm să aducem bani în viața noastră. Și o să vedeți că veți avea multă putere. Multă putere. De ce? Pentru că noi vom crea aici un model care întărește omul în relația cu pământul. Pentru că tot am vorbit despre partea asta. Banii vin de la pământ. De la relația omului cu pământul. Omul se îndepărtează de pământ. Pentru că stă toată ziua cu ochii la telefon, la calculator, la toate alte gadget-uri și uită de relația cu pământul. Ei, când te conectezi cu pământul, dintr-o dată te conectezi la resursele materiale ale vieții. Chiar și pe corp se vede. De asta eu voi face și demonstrații pe corpul omului. Adică sunt oameni care sunt setați să aibă bani și sunt oameni care sunt setați să nu aibă bani, să aibă altceva. Dar dacă vor bani, atunci lucrăm ca să aibă bani. Este important să știm ce vrea omul. Și atunci dacă el vrea bani, lucrăm ca să aibă energia banilor. Noi creăm energia banilor și restul vine de la sine. Nu putem să chemăm banii. Noi îi sădim și apoi îi udăm în fiecare zi ca să crească. Da, mulțumesc! Aș dori să o felicit și eu pe Mihaela Nica pentru blândețea, firescul dansurilor și modul în care ne ghidează în fiecare seară. Îmi manifest recunoștința pentru prezența dumneavoastră și pentru clarificările pe care le-ați făcut pe grup și abia vă mai așteptăm în grupul de dans energetic seara. Mulțumim! Vin cu bucurie! Vă iubim cu bucurie! Mulțumim mult, Elena! Domnul Ioan, vroiam să vă zic că de la Institutul Național de Statistică o informație foarte importantă. Anul acesta s-a mâncat de două ori mai puțină carne de miel. Da. Asta e semn bun. Începe lumea. Da, foarte bună informația. Da, și ne bucurăm. Da. Începe lumea să se trezească. Îți dai seama că nu mai este necesar să mănânce alimente karmice. Am împărțit alimentele în două categorii. Alimente darmice și alimente karmice. Alimentele darmice sunt cele care aduc darmă în ființa noastră, adică aduc bucuria de a fi, și alimentele karmice care ne trag în jos
de la misiunea noastră, care ne deformează drumul. Ei, mielul, așa cum este, chiar dacă este mai pur decât oaia, dar tot are karmă, pentru că mielul moștenește karma înaintașilor și atunci tot are karmă. Este minunat că s-a mâncat atât de puțină carne de miel. Mulțumim! Mulțumesc, Florin! Mulțumesc și eu tuturor pentru această seară magică. Da, mulțumim foarte mult pentru această seară! Asculți Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere.